Bun găsit, stimați telespectatori, și Hristos a înviat! Mă bucur să rămânem în atmosfera evenimentului Învierii Domnului Iisus, cel mai grandios eveniment de sub soare. Se spune că în Vechiul Testament etalonul manifestării puterii lui Dumnezeu a fost scoaterea evreilor din Egipt. Evident că în Noul Testament învierea Domnului este cel mai strălucit eveniment, un eveniment care se traduce și în învierea noastră, de aceea trebuie să ne bucurăm. Vom încerca să învățăm și de această dată ceva din beneficiarii învierii Domnului Iisus. Noi știm că Domnul Iisus a descoperit anumitor persoane, dar identificăm în spatele acelor persoane și niște colectivități umane care se califică, precum acele persoane individuale, să li se descopere Domnul Iisus. Spre exemplu, Maria Magdalena. În opinia mea, este dragostea umană arzătoare în căutarea lui Iisus, în căutarea lui Dumnezeu. E o categorie. Toma este cel doritor de clarificări spirituale și Dumnezeu nu este împotriva dorinței de a avea clarificări spirituale. Petru este categoria oamenilor copleșiți de vinovăție, dar care știu să se pocăiască. Și am putea să continuăm lista. De această dată vrem să luăm în discuție, împreună cu un invitat special din Italia, veți vedea imediat despre cine este vorba, cei doi în drumul lor spre Emaus, înțelegând mai întâi starea în care sunt ei, dar și starea în care noi înșine putem să ajungem și ne și aflăm de atâtea ori. De aceea tema noastră este Emausul vieții noastre, călătoria celor doi, călătoria noastră. Invitatul meu și al dumneavoastră este Marius Livanu, vicepreședinte Comunitatea Teritorială Română Penticostală din Italia. Hristos a înviat, bine ați venit la Credo. Adevărat a înviat, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Cum vă bucurați în Italia de învierea Domnului? Ați avut deja sărbătoarea, o țineți împreună cu italienii, o țineți împreună cu românii? Dar nu știu ce să zic, noi ori o ținem pe jumătate, ori o ținem dublu, știți că oricum o ținem și odată cu italienii pentru că suntem așa acolo. Așa se cuvine, sigur. Și totodată ne și bucurăm de privilegiul de a fi în câteva zile libere, de la școală, de la serviciu și așa mai departe. Dar ținem legătura și cu România, adică profităm de faptul că atunci când sunt zile diferite să putem să ne vizităm prietenii. Pentru noi este o plăcere să sărbătorim de două ori, iată. Să... Și de altfel, evenimentele majore legate de Domnul Iisus ar trebui în fiecare zi să ne le amintim, pentru sigur. Că efectiv tot ceea ce primim noi în mod subiectiv se datorează faptelor obiective realizate de Domnul Iisus. Moartea Lui, iertarea păcatelor, învierea, nașterea din nou și așa mai departe. Pentru că avem la dispoziție doar un episod și vrem să dezbatem un capitol, o mare parte dintr-un capitol important, arătarea Domnului Iisus la cei doi ucenici, și vă propun să citim din Luca 24, iar telespectatorii care doresc pot să deschidă Biblia la pagina 1023, traducerea Cornilescu. Deci Luca 24, de la 13. Haideți să citim intercalat. Voi începe eu cu 13-14 și apoi, în funcție de logica frazei sau a pasajului în discuție, vă rog să interveniți și să nu se plictisească telespectatorii. Sperăm să nu se plictisească telespectatorii. Este una dintre cele mai frumoase istorisiri posibile pe care o găsim în Sfânta Scriptură. În aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod.
cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dinți de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Emausul celor doi, Emausul nostru. V-aș propune să trecem mai întâi prin pașii pe care putem să identificăm prin însăși textul pe care l-am citit în aceste versete, deci pașii celor doi, și apoi vom veni la noi. Da, da, într-o formă cronologică putem vedea în câteva versete pașii pe care i-au făcut ei până să recunoască pe Iisus ca Domn, ca fiind cel înviat, cel care are putere. Versetul 15 spunea, vorbeau și se întrebau despre Iisus. Omul trebuie să fie curios, trebuie să întrebe, trebuie să-și pună întrebări. Cineva, scuzați-mă, discutăm la fiecare, spunea, omul nu moare când moare, omul moare când îi sunt stinse întrebările. Deci mare atenție, trebuie să ne punem întrebări, pentru că altfel suntem ca o frunză pe apă care va merge ori și unde, dar nu unde trebuie. Da, versetul 18, erau gata să mărturisească atât cât știau despre Iisus, adică fiecare își exprima poziția, opinia pe care o avea, dezamăgirea chiar, dar ea trebuie totdeauna exprimată. Dar breaking news-ul era acesta, da. Iisus, astăzi Iisus este scos din media, mai puțin de la credo, da? Versetul 21, sunt sincer și își mărturisesc dezamăgirea, frustrarea lor, aveau niște așteptări și iată că sunt triști pentru că așteptările lor erau imposibile. Dacă am calificat celelalte câteva persoane, Maria, dragostea arzătoare în căutarea lui Iisus, Petru, cel copleșit de simțământul vinovăției, care a plâns cu amar, Toma, doritor de clarificări spirituale, cei doi par a fi cei dezamăgiți, deziluzionați. Suntem o țară plină de dezamăgiți, deziluzionați, pentru că atunci când a venit Revoluția, între altele, am crezut, vai, a venit democrația, ce grozav o să fie și am ajuns unde am ajuns, mai rău ca înainte. Da. Apoi versetul 25, îi vedem receptivi și disponibili la critică și la corectare. Sunt gata să accepte faptul că vine cineva, un străin, cineva care are o altă părere și sunt dispuși să asculte părerea altora. Faptul că s-ar putea ca cel care are o altă părere să aibă o părere și mai bună sau părerea corectă până la urmă. Acceptă să li se spună, mă, nepricepuților, zăbavnici cu inima, mare lucru să accepți critica. Da. Apoi în versetul 27 îi vedem dornici să cunoască adevărul și să fie învățați. Cum va fi fost, scuzați-mă, cum va fi fost să fi fost unul dintre telespectatori sau unul din noi
și să auzim pledoaria Domnului Iisus din tot Vechiul Testament, cum scrie aici în lege. A început de la Moise, da, și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile. Nu știu cât a durat asta. În tot cazul, o oră, două, minim, sigur. Poate și mai mult, nu știm, dar a durat ceva timp. Da, deci la Scriptură. Necunoașterea Scripturii este necunoașterea lui Hristos. Atitudinea față de Scriptură este atitudinea față de Hristos. Suntem nedrepti cu noi înșine dacă nu citim și nu adâncim Sfânta Scriptură. Că în ea găsim adevărul până la urmă. Adevărul nu este cel pe care îl aduc ziarele, nu îl aduc comunicatele oficiale de presă sau orice altceva sau părerile oamenilor. Adevărul totdeauna trebuie raportat la Scriptură, pentru că Scriptura conține adevărul, doar Scriptura. Și ei, din păcate, s-au aliniat la ceea ce spuneau oamenii, spuneau cei din jur, părerile lor, și din păcate nu s-au raportat în mod corect la Scriptură. Și apoi ajungem la ceea ce așteptase Dumnezeu de viacuri, de milenii. Rămâi cu noi. Rămâi cu noi, da. Nu a dorit Dumnezeu neapărat un cort sau un templu pe care David s-a oferit să îl construiască pentru Dumnezeu. Dumnezeu aștepta inima noastră, rămâi cu noi, da? Vedem că Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Iisus niciodată nu insistă, nu face abuz, nu vrea neapărat, adică vrei, nu vrei, el trebuie să fie acolo, să intre în casa ta. El întotdeauna așteaptă o invitație. Așteaptă să fie invitat. Cam asta cred că este. Este o istorie interesantă. Cred că unii dintre telespectatori și-o amintesc că am mai folosit-o. Pe malul fluviului Gange era un om în vârstă, nu era creștin, era un om înțelept, și a venit un tânăr și a zis: cum aș putea să-L găsesc pe Dumnezeu? Și a zis: ia, vină mai aproape, mai aproape, mai aproape. Și când a ajuns aproape, l-a prins de ceafă și l-a scufundat cu capul sub apă până a început să se zbată. L-a scos afară și tânărul cu apa și roind: dar ce ați făcut cu mine? Păi am vrut să-ți răspund la întrebare. Cum adică? Când îl vei căuta pe Dumnezeu și îl vei dori cum ai dorit oxigenul când erai sub apă, atunci îl vei găsi. Da. Și apoi îl cunosc la frângerea pâinii. Da, și ilustrația aceasta, imaginea aceasta, noi nu știm, l-au cunoscut. Sunt diverse păreri aici. Au văzut palmele lui. Avea Iisus un mod special de a frânge pâinea, avea un mod anume de a se ruga, nu știm exact ce anume era specific rugăciunii sau binecuvântării sau frângerii pâinii, nu știm exact, dar la frângerea pâinii... Eu fi văzut ranele din mâini? Probabil asta, probabil modul în care s-a rugat, probabil, nu știm exact ce anume, dar frângerea pâinii, asta oricum... Vrea să spună ceva, că frângerea pâinii, așa cum a făcut-o Iisus, n-a făcut-o nimeni și, până la urmă, ilustrează jertfa Domnului Iisus. Așa este. Care? Aveți o predică și nu ne ascundem, le spunem telespectatorilor că de multe ori ne documentăm când avem un invitat din ceea ce produce, din cărțile scrise, din mesaje, în care afirmați Emausul vieții noastre. Emausul nu e doar ceva, ce este și altceva. V-aș ruga și vă rog liber să prezentați mesajul. Da. Emausul nu e doar un sat undeva lângă Ierusalim, la vreo 10-11 km departare, ci o stare. O stare a omului. A omului care e dezamăgit, a omului care este trist, a omului care nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Emausul nu e doar un loc undeva pe hartă, ci e o atitudine a omului. Dar Emausul, pe de altă parte, e și locul în care au loc cele mai profunde schimbări. Eu cred că acesta este locul în care acești doi ucenici au avut parte de cea mai radicală schimbare din viața lor. A fost punctul de cotitură. Pentru că Emausul nu e doar o povestire, ci e o situație reală în care te găsești. Și de aceea chiar spectatorii noștri pot avea parte de această experiență, pentru că Emausul poate fi o experiență. Nu e doar un capitol biblic, să spunem Luca 24, doar Luca îl consemnează și în altă parte spune celor doi. Ci de multe ori Emausul e o zonă de confort, de siguranță, în care vrem să ne retragem, vrem să fim, și Dumnezeu acolo vrea să ne descopere.
Și de asta eu i-am identificat Emausul ca fiind un loc al schimbărilor. Al schimbărilor. Chiar dacă erau ucenici, chiar dacă ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, chiar dacă ei au umblat cu Iisus, iată că au ajuns la un punct în care a trebuit să se facă un reset, dacă ar fi să folosesc termenul acesta. Deci e punctul final a unui traseu și eu am identificat în acest pasaj trei moduri de raportare la Domnul Iisus. Practic, cei doi au fost fără Hristos un timp, au fost doar ei, discutând, e adevărat, preocupați și încă o dată le spunem despre celor care Hristos, despre dar fără Hristos, fără Hristos. Apoi, lângă Hristos, dar ce folos că nu l-au identificat, și apoi cu Hristos. Da, în acolo, care se petrec ceea ce ați început să spuneți. Da, și ce observăm, că schimbarea nu are loc când Hristos este lângă ei, ea începe acolo, dar doar în momentul în care înțeleg, îl recunosc pe Hristos, conștientizează că Hristos este lângă ei. Înainte de a-L descoperi pe Hristos ca relație interpersonală, trebuie să-L căutăm în Scriptură? Pentru că așa se pare că da, s-a... Da. Ei vorbeau, interpretau Scriptura în modul lor și aici o să ajungem să vedem ce se întâmpla, pentru că în primul rând, Emausul a fost un loc al dezamăgirii, un loc în care se exterioriza dezamăgirea. De ce plecau de la Ierusalim? Da, le era teamă, poate. Ceilalți 11 au rămas încuiați în Ierusalim, dar cu ușa încuiată, cu cheia în ușă, de frică. Deci e posibil că și lor le-a fost frică, e posibil poate nu era loc suficient pentru ei. Cum nu știm sigur că erau 11, depinde cu cine identificăm pe cei doi, pentru că deja erau 11 fără Iuda, da? Deci, da. Oricum, din text, unul este Cleopa, al doilea se pare că este Luca, se pare. Deci și atunci, practic, apostolii au fost Da, toți. Găsim pe cei 11, deci nu era unul dintre apostoli nu era în niciun unul caz. Apostoli. Asta spuneam că nu e chiar clar, da. Da. Eu pornesc de la un lucru pe care îl consider fundamental, pentru că, așa cum spuneam, Emausul, până la urmă, e o stare în care noi ne putem găsi foarte ușor, și anume dezamăgirea. Pentru că Emausul e un drum al dezamăgirii. Ori aici are loc cea mai profundă schimbare. Dezamăgirea este schimbată în bucurie. Ce este dezamăgirea? Dezamăgirea se naște din amăgire. Mai întâi ai o amăgire, te amăgești, te hrănești cu o iluzie. Ai o așteptare nerezonabilă. Da, noi ne hrănim cu speranțe false. Sperăm, noi trăgeam nădejde cu iluzii, cu așteptări nebiblice, că El va izbăvi, că El va face, că... Că Trump va rezolva problema Americii, da? Da. Ne amăgim punându-ne încrederea în oameni. Și aici este marea problemă, când noi ne punem încrederea în oameni. Își puneau încrederea în Ierusalim. Gândiți-vă că doar o săptămână în urmă, în Ierusalim s-a întâmplat ceva care a făcut să explodeze speranța lor. Pentru că ne amintim, Iisus călare pe mânzi, intră în Ierusalim, oamenii îl așteaptă cu flori, cu cântări, cu hainele pe drum, cu citarea Vechiului Testament, ca împărat. Și ei au spus, Ierusalimul va face cea mai bună alegere. Acum se va întâmpla. Ei deja așteptau acum. Ei bine, Ierusalimul i-a dezamăgit. Îi vedem pe oamenii din Ierusalim care de acum strigă altceva la moarte cu el, răstignește-l. Mulțimea s-a întors, instigată de preoți, manipulată de oameni și vedem, oameni, așa sunt oamenii. Pentru că influența altora este cât se poate de clară. Și au pus încrederea în preoți. Și ei afirmă, preoții noștri, ei se identifică cu preoții noștri cei mai de seamă la o dată. Adică ei aveau niște așteptări de la preoți, de la conducerea religioasă a Israelului. Și acești oameni i-au dezamăgit, acești oameni au conlucrat cu străinii, ei l-au dat pe Iisus la moarte și au pierdut încrederea în preoți și au pierdut încrederea în ucenici. Ne gândim la Petru,
Petru atât de determinat era să meargă cu Iisus până la moarte. Și totuși îl vedem că cedează atât de ușor, își pierd încrederea, Toma nu e deloc prezent, nu crede, probabil Toma era undeva retras, Iuda nu mai este deloc, omul cu care Iisus mânca acolo din aceeași farfurie, nu mai este deloc, s-a spânzurat. Sunt elemente care pe ei i-a făcut să guste din plin dezamăgirea și au pierdut încrederea chiar în ucenici care nu se mai înțelegeau, care probabil se acuzau, care probabil spuneau, nu știm care erau reacțiile lor, dar oricum nu erau chiar cele mai potrivite. Și apoi așteptarea lor greșită, izvorâtă din selecția pasajelor din Vechiul Testament doar despre un Mesia triumfător, biruitor, care... Da. Deci noi credeam că el, erau dezamăgiți de Iisus până la urmă. Și apoi dezamăgirea lor legată și de politicieni, da, uh-huh. Irod și Pilat. Până la urmă, legea romană era o lege cât de cât recunoscută și la ora actuală, recunosc istoricii și recunoaște toată lumea că procesul lui Iisus Hristos a fost cea mai rușinoasă pagină a istoriei romane. Am dezbătut în două episoade anterioare cu Ion Cisas, cu pastorul Sas, tocmai procesul lui Iisus. E cea mai rușinoasă pagină a istoriei romane. Politicieni care s-au spălat pe mâini, care au complotat, care au trimis dintr-o parte în alta să scape de responsabilitatea aceasta. Ei care trebuiau să apere dreptatea, ei care nu trimiteau la moarte, vă dați seama, să trimiți un om la moarte fără să ai niciun cap de acuzare valabil, fără o mărturie reală, a fost o rușine. O rușine. Și vă dați seama că toate aceste elemente au creat în inima lor aceste dezamăgiri. Pentru că au pornit de la niște speranțe false. Ierusalimul îl va primi, preoții îl vor recunoaște în sfârșit că el este Mesia, politicienii vor înțelege că el este Hristosul și cel puțin vor face dreptate într-un fel, dar nicăieri, una din aceste trepte, dacă le putem numi așa, nicăieri oamenii nu au răspuns așteptărilor lor. Dacă lărgim spectrul așteptărilor false, spre ce am mai putea să mai mergem? Ce așteptări mai au oamenii și ca urmare intră în deziluzie, în dezamăgire? Ne amăgim crezând că timpul le rezolvă pe toate. Emausul este și perspectiva limitată a omului. Dacă ne gândim la cele trei dimensiuni, eu le numesc perspectivele tridimensionale, materie, spațiu și timp. Dacă luăm ca timp, limita timpului. Eu spus, bun, astăzi sunt trei zile. Trei zile eu pot să mai sper, pot să mai dau o șansă, pot să mai spun ceva, dar acum gata, a expirat cronometrul, nu mai putem aștepta. Dincolo de timpul acesta nu se mai poate întâmpla nimic. Și au crezut că într-un fel se va rezolva problema. Da, Iisus are un anumit timp, ei au pus ceasul lor și ceasul lor nu era deloc în acord cu ceasul cu evenimentele, da. Da. Ne amăgim crezând că dacă ne retragem va fi mai bine. Adică nu mai suntem acolo. Ne retragem, ne ascundem. Ne ascundem, abandonăm. Deci eu văd asta ca un fel de abandon, de retragere. Ne liniștim, mergem acolo, nu mai suntem acolo în prima linie. Ne amăgim crezând că dacă ne izolăm, scăpăm de probleme. Pentru că acum a devenit o problemă. Deja vânătoarea era și pentru următoarea linie. Cei din tâi ucenicii, cei 11, erau vânați. Acum erau în linia a doua, dar urmau și ei. Și probabil considerau, e mai bine să ne retragem, e mai bine să ne închidem, e mai bine să nu mai stăm pe aici. Și ne amăgim crezând că sistemul politic, sistemul religios, sistemul social este corupt și atunci mai bine evităm acum când evenimentele sunt fierbinți, să fim în vizorul acestor sisteme până la urmă.
pentru că ei nu mai aveau încredere în nimeni, nici în sistemul religios, preoții care vânau deja, nici în sistemul politic, nici în societate până la urmă, nu mai aveau încredere în nimeni. Și pentru ei cel mai bine lipsea era... punctul de sprijin, cum a spus acel înțelept, dați-mi un punct de sprijin și pământul de pe orbită. Lume, da. Da. Da, e un drum al confuziei Emausul. Acolo, aici vedem confuzia lor și confuziile cu care ne putem confrunta și noi în problemele vieții, pentru că noi trebuie să luăm pasajul acesta sau să luăm situația lor și să o asimilăm în viața noastră, în propriile noastre frustrări, dezamăgiri pe care le putem avea cu privire la Dumnezeu, cu privire la lucruri pe care noi le așteptăm de la Dumnezeu. Care dezamăgiri izvorăsc dintr-o înțelegere incorrectă a Sfintelor Scripturi. Da. Că de aceea spusesem că înainte de a li se descoperi efectiv Domnul Iisus, fizic să spun așa sau personal, li s-a descoperit în Scriptură. Or, dacă nu mergi în Sfânta Carte, în textul sacru, să vezi ce promite Dumnezeu, ce asigură Dumnezeu și îți faci așteptări nelegitime, nu vine răspunsul. Da, îi vedem clar că ei aveau niște așteptări mai mult de ordin pământesc, să o numim așa. Așteptau un Mesia care să izbăvească pe Israel. Deci, de ce spun că este Emausul este perspectiva limitată a omului, limita de spațiu, de exemplu. Ei credeau că doar Ierusalimul decide, doar Ierusalimul este ceea ce ar trebui să fie. Ei se așteptau în izbăvirea lui Israel, de exemplu. Au limitat totul. Noi dacă gândim în termenii cu care gândeau ei limitau totul la Ierusalim, la Israel, la vremea de atunci, timpul de atunci. Ori Dumnezeu avea în vedere ceva mult mai mult decât Ierusalimul, ceva mult mai mult decât Israelul și ceva mai mult chiar decât episodul acesta sau istoria aceasta, decât veacul acela. Avea în vedere Dumnezeu ceva mult mai mult. Dar Emausul este tocmai perspectiva noastră limitată. Și ce s-a întâmplat? Da, cum au ieșit? Care a fost soluția? Ce te poate mai scoate avem 20 din Emaus? De minute. Ne întrebăm, ce te poate scoate din Emaus? Cine te poate scoate din Emaus? Cred că oamenii nu te pot convinge. Singur nu te poți convinge. Singur nu poți face altceva decât să-ți alimentezi dubiile, confuziile, să devii mai confuz când vorbești cu... Singura cale este întâlnirea cu Iisus. Să cauți punctul de sprijin. Revelația lui Iisus. Doar Iisus poate să dea substanță. Și acum, dacă luăm acel verset pe care chiar Iisus însuși l-a rostit, dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ei, când Iisus este în mijloc, ceva se schimbă. Fără Iisus, chiar cu Scriptura în mână, chiar cu evenimentele pe care le discutau, cu adevărul acesta istoric în mână, ei nu reușeau să descifreze voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și ce avea în vedere Dumnezeu prin ceea ce se întâmpla. Gândiți-vă la un lucru. Ei vedeau ca pe o tragedie moartea lui Iisus. O vedeau ca pe cea mai mare tragedie, cea mai mare dezamăgire a vieții lor și n-aveau să știe că, de fapt, moartea lui Iisus a devenit cea mai mare biruință, a devenit cel mai important eveniment care a deschis calea mântuirii. Și a condus la ruperea, mă rog, peretelui despărțitor între păcătos și Dumnezeu, da. Da, și doar Iisus poate să deschidă ochii. Asta o poate face și nu o poate face altfel decât prin Scriptură. Nu le-a deschis ochii, nu a făcut un ritual, nu a fost o minune ca să spui s-a întâmplat ceva dintr-o dată. Dumnezeu folosește Scriptura. Și folosind Scriptura, numai că Scriptura interpretată după cum a conceput-o Dumnezeu. Pentru că toți creștinii au Scriptura, toți creștinii citesc Scriptura, dar dacă Scriptura o interpretezi după părerile tale, după așteptările tale, după dogma ta sau după pretențiile tale, vei ajunge la concluzii eronate. Îmi amintesc că eram un adolescent și mergeam cu trenul de la Târgu Mureș, unde locuiesc, la Luduș, cu ocazie și am discutat cu cineva despre Dumnezeu. O bătrânică m-a observat și m-a chemat lângă ea.
Și a zis, tinere, uite, eu te-am auzit că ai vorbit despre Dumnezeu și am o problemă, te rog să mă ajut să o rezolv. Zice, am primit o Biblie și în satul meu locuiesc acolo, mi-a spus unde. Zice, pe unii degeaba îi întreb din Biblie că nu știu ce să răspund. Alții se prea înghesuie să îmi dea explicații și n-am eu încredere în ei. Ce să fac? Cum pot înțelege Biblia? Apropo de întrebarea pe care ați lansat-o. Și am zis, bunicuțo, cine credeți dumneavoastră că poate explica cel mai bine o carte? Autorul cărții sau un cititor, un critic literar, o altă persoană? Păi cine a scris cartea? N-a zic, cel care a scris cartea este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atunci când vreți să înțelegeți cartea, plecați-vă pe genunchi, cereți lumină de la Dumnezeu, pentru că Biblia scrie, prin lumina ta vedem lumina. Deci iată că Biblia trebuie înțeleasă sub călăuzirea Duhului Sfânt, altfel putem să o înțelegem sectar, confesional, mai știu eu cum, dar nu în realitatea ei e adevărată. Da, și îl vedem pe Iisus mergând lângă ei. Nu știm cât timp, nu știm câți pași a făcut împreună cu ei, dar a discutat cu ei din Scripturi, a mers lângă ei, deși ei nu l-au cunoscut. Iisus mai întâi s-a apropiat și i-a ascultat. Mai întâi i-a ascultat, i-a întrebat. Și vedem aici paradoxul. Ei dădeau lecții lui Iisus, ei îi spuneau, cum tu nu știi, tu ești neștiutor, străinul neștiutor. Dar au spus adevărat că tu singur ești străin. Domnul Iisus era singurul străin în umanitate care n-avea de a face care cu păcatul. Care nu știi și de fapt el era esența adevărului, el era Evanghelia. Și Iisus stă de vorbă cu tine, Iisus te întreabă, te lasă să-ți exprimi dezamăgirile. Îi pasă de tine și apoi te și critică dacă trebuie. Da. Îți prezintă Scriptura, îți deschide ochii, dar iarăși ce îmi place este că poți afirm că îți încălzește inima. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile. Adică probabil dincolo de cuvinte, dincolo de voce. Și de argumente e de argumentele ceva din acestea, interior. Era și modul în care s-a raportat la ei, le-a atins inima. Pot să spun o istorisire aici. Există o legendă, argonauții s-au dus în căutarea lânii de aur, așa spune legenda, și trebuia să treacă printr-o zonă extrem de periculoasă în care erau niște sirene, mă rog, niște, cum zise, femei cu corp, trup de pește, care cântau atât de frumos încât cine trecea pe acolo cu corabia prin marea aceea, pur și simplu bărbații săreau în apă și, mă rog, se înnecau. A fost o primă expediție, nu mai amintesc cine a fost cel care a condus expediția, au încercat să treacă pe acolo, le-a zis să lege de catarg pe el, să-i pună ceară în urechi ca să poată să treacă, să n-audă cântecul sirenilor. Dar au sărit, mă rog, mateloții în apă și au naufragiat. Însă a venit un altul cu o altă idee. Au adus pe vas un cântăreț extraordinar pe corabia respectivă. N-a mai trebuit să-și pună în urechi ceară, l-a lăsat să cânte și cântecul celui care era pe vas era incomparabil mai frumos decât cântecul sirenelor. Cum comentați o astfel de idee? Pentru că sunt și dezamăgiri în viața cotidiană, dar sunt și atracții care uneori depășesc, aparent depășesc, pentru că Dumnezeu ne promite că nu îngăduie ispită mai mare decât puterea noastră de rezistență. Cum putem să-L avem pe Domnul Iisus în corabia vieții noastre? Important să lăsăm vocea Lui să se audă mai mult în inima noastră, să căutăm răspunsurile pe care El le dă. Cu toate că aici nu-i găsim pe ei că îl invocă, îl cheamă, îl așteaptă, nici nu se așteptau. Și asta este iarăși frumosul în general în relația cu Dumnezeu. Noi îl căutăm, dar de fapt El e deja acolo. Noi ne punem întrebări cu privire la El și El e lângă noi. El deja pregătește. Noi ne gândim să-L abandonăm și El deja pregătește planul de a ne folosi pe noi. Pentru că Emausul, spuneam, e locul schimbărilor. Dezamăgirea e schimbată în bucurie. Întunericul e schimbat în lumină.
Deși aveau scripturile în mână, deși mergeau prin noapte aceea, era mai degrabă un întuneric al inimii și al minții. Ei nu înțelegeau, ei nu știau, își puneau întrebări. Asta arată întunericul. Ei mai mult decât răspunsuri, aveau întrebări. Și noi nu vom înceta niciodată să avem întrebări. Pentru că nu avem, noi ca oameni suntem limitați și nu avem răspunsuri la toate întrebările. Și noi toată viața doar vom avea întrebări. Singurul care este răspuns la toate întrebările este Iisus Hristos. Numai la El găsim răspunsul. El este răspunsul tuturor întrebărilor din viața noastră. Și acolo la Emaus are loc această minune. Întunericul e schimbat în lumină sau neștiința e transformată în cunoaștere. Acum îl cunosc cu adevărat, pentru că îl cunosc din Scripturi și îl cunosc, și acesta e farmecul, îl cunosc dintr-o relație personală. Și aici este loc, în cele 18 minute care le avem, de niște mărturii personale. Reamintesc modul în care Domnul Iisus a venit în viața mea. Veneam cu șahul sub braț de la un concurs pe țară, de la Galați, era noapte de Crăciun, fusesem triplu campion județean al șaselea pe țară la junior, la sportul minții, în curtea casei părintești, corul bisericii pentecostale din Târgu Mureș colinda. Pentru mine a fost momentul adevărului. Mi-am dat seama că nu făcusem eu nu știu ce mari păcate, dar mi-am dat seama că n-am făcut ce trebuia să fac. Și am căzut pe genunchi, am spus, Doamne, iartă-mă pentru, mă rog, ceea ce n-am făcut, și l-am primit în inima mea în acea noapte de Crăciun și sigur nu mi-a părut rău niciodată, nu m-am îndoit niciodată de existența lui, pentru că a și dovedit-o de atâtea ori salvându-mi viața și copiii, familia și așa mai departe. Cum v-ați întâlnit cu Domnul Iisus? Da, eu am avut întotdeauna dorința să citesc foarte mult. Am citit pentru mine sportul meu, ca să zic așa, hobby-ul meu era să citesc cărți. Ei bine, cu toate că citeam foarte multe cărți, prea puțin citeam Biblia, m-am născut într-o familie creștină, dar am evitat și făceam tot posibilul să plec de acasă atunci când trebuia să mergem la biserică și am ajuns până la vârsta de 14 ani jumătate, aproape nu eram în contact cu biserica decât la sărbători, evenimente foarte, foarte rare. Stăteam și departe de biserică, trebuia să mergem pe jos 5 km, dar făceam la așa fel încât atunci când era de mers la biserică să nu fiu să... Câți frați erați și surori? 6. Și a trecut timpul, dar a venit o zi în care un prieten, un vecin, mi-a spus, hai să mergem seara asta la biserică, dacă vrei. Întotdeauna găseam scuze, era una, era alta, însă în seara aceea am lăsat toate scuzele la o parte și am plecat cu el. A fost o predică ce mi-a atins inima, legată de venirea Domnului Iisus Hristos, de faptul că e legată să vină și va lua pe cei care sunt pregătiți, pe cei care au o relație personală, cei care l-au cunoscut, pentru că cei care vor fi de cealaltă parte a istoriei sunt oamenii care nu l-au cunoscut. Duceți-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Și am realizat cât de important e să-L cunoști pe El, să cunoști puterea Lui, să-L cunoști și să te cunoască, pentru că cunoașterea trebuie să fie reciprocă. Și de atunci mi-am pus în inimă dorința de a-L căuta mai mult pe Dumnezeu, am citit mult mai mult Biblia și viața mea s-a schimbat, am avut și experiența nașterii din nou a botezului, cu Duhul Sfânt, a botezului în apă. V-a scăpat în mod evident vreodată Domnul Iisus viața? Da, da, e clar. În primul rând, la nivelul cunoașterii sale, la dorința, pentru că până atunci nu aveam dorința de a merge la biserică sau de a citi Biblia, de a mă ruga. Deci, pentru mine erau totdeauna o povară. Erau ceva care trebuia evitat cu orice preț, trebuia evitat cu orice scurt. De salvare fizică nu ați avut așa o... Nu pot să zic. Am înțeles, pentru că, și nu obosesc să spun asta, pentru lauda Domnului, în 21 februarie 1981 eu era să pun mâna pe o instalație electrică, fiind electrician șef tur la Zomureș, pe o instalație cu 6.000 de volți. Nu intru în detalii,
când să fac lucrul acesta, am luat frânghia aia mobilă, legat la pământ și am vrut să pun pe una din cele trei căi de curent. Am auzit o voce, acesta nu-i generatorul 3. Era o voce de la Dumnezeu. Mi-am dat seama că ajutorul meu deschisese o altă ușă a unei celule. Dumnezeu mi-a salvat viața. Am mers în sala de comandă, am deschis Biblia, Psalmul 116, versetul 15 mi s-a deschis. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Așa că poate să vină oricine să zică, nu este Dumnezeu, pe mine Dumnezeu m-a salvat. Ca și pe dumneavoastră, de moartea spirituală în primul rând, dar cu siguranță de atâtea ori și când mergem cu mașina și ce mai. Dacă Dumnezeu și-a retrage suflarea, n-am mai fi nimic. Da, important este cunoașterea, conștientizarea faptului că ești pierdut, ai nevoie de o schimbare, ai nevoie de o relație personală, pentru că Emausul asta până la urmă urmă înseamnă o relație personală, o cunoaștere personală, o revelație personală lui Iisus în viață, să vezi viața ta altfel, pentru că acolo nu s-a schimbat ceva la nivelul istoriei celor din jur. S-a schimbat în primul rând ceva la nivelul cunoașterii lor. Au descoperit cine este Hristosul, au descoperit sensul suferinței, sensul morții. Până atunci, suferința, moartea, durerea erau privite ca pe un blestem, ca pe ceva de care ar trebui să scape, ca pe o înfrângere. A venit Hristos și le-a spus, stați puțin, lucrurile stau invers. De fapt, moartea mea este biruința. De fapt, suferința mea este victoria. Asta au înțeles în mod deosebit atunci din Scriptură. Au înțeles că suferința, și asta punctat el, nu trebuia oare să sufere Hristosul înainte de slavă, treci prin suferința. În creștinism, viața începe prin moarte. Da. Nu se sfârșește prin moarte. Și atunci au înțeles perspectiva aceasta asupra vieții, asupra morții, asupra crucii, pentru că pentru ei era o dramă. Pentru ei moartea era o tragedie, a murit Hristos, moartea era un sfârșit, moartea e un sfârșit, sfârșitul tuturor speranțelor noastre, sfârșitul visurilor noastre, ori a venit cineva care le-a spus, nu, abia începe totul. Aici începe o nouă epocă, o nouă eră, aici a început ceva măresc, gândiți-vă că e cel mai important eveniment, învierea. Așa este. Comentați puțin, mai avem 10 minute, cel mult. Apocalipsa 3:20, pentru că eu cred că tot ce s-a întâmplat în Emausul acela de odinioară se întâmplă în locuința noastră, în, până la urmă, casa sufletului nostru, pornind de la acel gest al Domnului Iisus de a bate, nu atât de insistent cum o face diavolul care forțează ușa, ci doar cu acordul nostru. Da, el stă la ușă, în primul rând stă la ușă, nu se împinge în ușă, nici nu pleacă, nu total dezinteresat, adică a bătut odată și a plecat. El stă la ușă. Perseverează. Perseverează, stă, bate, înseamnă că doar își face simțită prezența, doar te avertizează că e acolo, că are o așteptare de la tine, că tu ai ceva de făcut, dar nu se împinge în ușă, ar putea dărâma ușa, dar nu o face. Politicos, așteaptă, vorbește, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, deci nu bătaia în ușa a mâinii, glasul meu, el și vorbește în timp ce bate la ușă. Îți spune, eu sunt, am venit, vreau să stau de vorbă cu tine, vreau să-ți iert păcatele, vreau să stau la masă cu tine. Eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și glasul lui ce spune? Dacă deschizi ușa, voi intra la el, voi cena cu el și el cu mine. El vorbește în timp ce bate la ușă, vorbește. Își exprimă dorința. Dacă deschide cineva ușa, un pictor celebru a pictat imaginea aceasta a lui Iisus Hristos și criticii când au văzut, când au admirat cei care au venit să-i admire tabloul, a spus, a uitat totuși un detaliu la ușa aceasta. Ușa ta nu are mâner, nu are clanță, nu are nimic. Și a spus, nu am uitat nimic, este realitatea. Așa este ușa la care bate Hristos, pentru că e o ușă care nu are mânerul decât pe dinăuntru. Mânerul nu este pe partea unde e Hristos. Nu el poate activa deschiderea. El nu va deschide. Tu trebuie să-i deschizi ușa cu mânerul pe dinăuntru. Asta este viața noastră. Ușa
cu mânerul pe dinăuntru. Doar tu. Și asta vedem și la acești ucenici. Apoi când Iisus a plecat, nu le-a spus nimeni ce trebuie să facă, singuri și-au dat seama, singuri au luat decizia, singuri s-au dedicat, pentru că vreau să subliniez și acest adevăr, neștiința este schimbată în mărturie. Noi privim oamenii ca fiind păcătoși, de exemplu ne uităm la Toma, necredincios, bietul de el, vorbim zilele acestea despre el, Toma, cel necredincios, cei doi dezamăgiți, Petru care l-a trădat. Ori, gândiți-vă la acești oameni, ei sunt cei mai buni martori, pentru că ei sunt oamenii care spun, suntem dezamăgiți, am plecat triști, plecăm, abandonăm, dar din ei se ridică o mărturie puternică. Dintr-un Toma necredincios devine mărturia plauzibilă a învierii, pentru că cineva va spune, poate oamenii ăștia au fost increduli, poate din pricina emoțiilor, stărilor, sufletești prin care treceau, au avut ceva iluzii, dar nu. Ei au fost oameni care, tocmai necredința lor, a dat dovezi, a fost argument. Uite, nu. Cum și Pavel. Pavel a luptat împotriva creștinismului. Deci a fost cel mai feroce adversar al creștinismului. Și a propus, scopul vieții lui a devenit dintr-o dată extirparea creștinismului. Ei, tocmai lucrul acesta face din întâlnirea cu Hristos și din acești oameni martorii cei mai elocvenți, cei mai puternici. Dacă ei ar fi fost niște oameni creduli, Pavel să n-aibă nimic și să fie, nu era atât de consistent, dar când el se ridică și le spune, voi știți, mă cunoașteți din tinerețe, știți scrisorile voastre, le am aici, eu am fost cel mai puternic adversar. Sau se ridică Toma și spune, eu nu am știut, eu am spus, până nu pun eu mâna, până nu pun eu degetul meu pe rana lui, eu nu voi crede. Ei, tocmai necredința asta a fost dovada că cineva a întrebat, da, a spus voi degetul, a pus, da. Am fost, eu am cerut, eu chiar eu, cel din cei 12, am cerut asta și uite, Hristos a venit la mine. Și asta a devenit o mărturie puternică. La fel, aceștia 12 Emaus au devenit martori. Pe lângă toți martorii care au fost, iată, ei devin niște martori credibili. Ei, cei doi, îi încurajează și îmi place cum se și termină pasajul. În timp ce vorbeau ei, da? Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Da. Deci exact atunci a avut loc confirmarea. Ei au fost trimiși, să spunem așa, într-o nouă lucrare. Au pregătit terenul, într-un fel a venit și Petru, da, zice că a înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon, au venit cei doi dinspre Emaus și apoi a venit cel așteptat. În 3 minute, un mesaj către cei care ne urmăresc, să nu rateze sărbătoarea învierii Domnului din 2024. Nu se știe dacă vom mai prinde încă o astfel de sărbătoare. Da, sărbătoarea învierii este una dintre cele mai importante sărbători în viața creștinilor. Ea ne amintește de un adevăr, cel mai frumos adevăr al existenței noastre, că moartea nu e un sfârșit, moartea nu este o înfrângere, și că noi putem birui moartea prin cel care a biruit moartea și a călcat peste moarte, cu moarte călcând, spunem noi. A triumfat Iisus Hristos. Și astăzi suntem chemați nu doar să sărbătorim, dar să ne gândim că această sărbătoare trebuie să fie o realitate. Așa cum pentru cei doi, Iisus cel povestit, Iisus cel despre care le-au spus niște femei că este viu, Iisus însuși li s-a descoperit. Mi-aș dori mult și rog pe Dumnezeu ca fiecăruia dintre voi, Dumnezeu, să se descopere într-un mod personal, să-L cunoașteți, însuși Iisus, să fie în viața voastră, în inima voastră, la masă cu voi, El să nu lipsească. În rest nu mai contează nimic. Mesele noastre, sărbătorile noastre, tradițiile noastre, datinile noastre nu vor avea nicio valoare dacă va lipsi Iisus Hristos. Între cei doi, la un moment dat, lipsea Iisus. Ei vorbeau despre Iisus, dar erau fără Iisus. Mergeau pe un drum spre Emaus și Emausul era drumul fără Iisus. Era un drum al tristeții, al dezamăgirii, al abandonului, al retragerii, al frustrărilor. Dar a apărut Iisus lângă ei. A mers Iisus cu ei, a intrat Iisus cu ei în casă, a stat Iisus cu ei la masă,
a stat Iisus cu ei de vorbă, le-a descoperit Scriptura, le-a descoperit Cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o dată totul s-a schimbat. S-a schimbat, în primul rând, perspectiva cu care priveau viața. Și asta este fundamental pentru noi astăzi. Și asta îmi doresc din toată inima astăzi, ca Dumnezeu să vă lumineze ochii, să vă încălzească inima, să facă să ardă inima voastră aprinsă de Cuvântul lui Dumnezeu, de realitatea adevărului lui Dumnezeu, care ne arată că dincolo de viața asta, dincolo de dezamăgiri, de frustrări, din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, există ceva mult mai măreț și mai important. Ceea ce noi numim tragedie în ochii lui Dumnezeu este victorie. Ceea ce noi numim sfârșit în ochii lui Dumnezeu este un început. Ceea ce noi numim problemă sau necaz în ochii lui Dumnezeu este poate soluția pe care o are pentru a ne scăpa de ceea ce noi numim probleme în viața aceasta. De aceea doresc ca sărbătoarea Învierii să fie astăzi cu adevărat o sărbătoare a bucuriei și a părtășiei personale cu Iisus Hristos. Așa să fie. Am obiceiul să răspund de obicei tinerilor. Diavolul promite mult, dă puțin și la urmă ia totul. Dar ceea ce promite Domnul Iisus Hristos, el realizează cu siguranță. Invitatul nostru avea în încheierea schiței de predică următoarele afirmații pe care le citesc. Iisus e cu tine în Emausul vieții tale. Iisus merge lângă tine pe drum. Iisus îți ascultă dezamăgirile, tristețile. Iisus stă de vorbă cu tine când vrei să-i auzi vocea. Iisus îți prezintă Scriptura, îți deschide inima, îți încălzește inima, îți schimbă viața, așteptările, îți schimbă traseul, traiectoria vieții tale, îți încredințează o misiune, s-a vorbit și despre asta. Și Iisus devine scopul existenței tale. Doamne, fă lucrul acesta cu noi. Mulțumim invitatului nostru, vă mulțumim dumneavoastră. Hristos a înviat! Adevărat a înviat, mulțumesc și eu. Slăvit să fie Domnul, să-L cunoaștem pe El, să ne asemănăm cu El și să-L facem cunoscut și altora.